Un pui de urs rănit a fost semnalat jandarmilor montani în cursul zilei de duminică 3 iulie de către un grup de turiști din zona Scorota Câmpului Neag. Patrula de jandarmi montani din cadrul postului montan Câmpului Neag, constatând că puiul de urs este rănit și are nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, a depus toate eforturile pentru salvarea acestuia. Jandarmii au asigurat zona, au contactat autoritățile locale și județene competente pentru punerea în aplicare a măsurilor ce se impune în astfel de situații, iar în urma colaborării cu partenerii instituționali, ursulețul a fost salvat, în prezent fiind la grădina zoologică din Hunedoara, cu o stare de sănătate ameliorată. Colegii noștri din cadrul postului de jandarm montan Câmpului Neag, constatând că puiul de urs este rănit și are nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, au depus toate eforturile necesare pentru salvarea acestuia. Buna colaborare dintre toți cei implicați în gestionarea acestui eveniment a dus la salvarea exemplarului, care în momentul de față se află la grădina zoologică din Hunedoara, unde starea acestuia de sănătate este ameliorată. Jandarmii hunedoreni recomandă populației să anunțe prin apel la numărul unic de urgență 112 situațiile de acest gen, pentru a putea fi luate măsurile necesare astfel încât animalele să nu sufere. De asemenea, jandarmii vă sfătuiesc ca în cazul în care vedeți un urs să nu-i atrageți atenția, să nu încercați să-l hrăniți sub nicio formă și, mai mult, nu faceți fotografii selfie cu acesta, oricât de inofensiv ar părea.